Liviu Pop gafează din nou, de data aceasta a demis inspectorul greșit. Ministrul Educației a cerut inspectorului școlar șef din Ialomița să plece din funcție pentru greșelile unui inspector din județul Arad. Așa se face că Luminița Bacari s-a trezit concediată peste noapte pe nedrept. Cum s-a ajuns în această situație, discutăm în cele ce urmează chiar cu doamna Luminița Bacari, inspector general școlar în județul Ialomița. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Explicați-ne un pic, avem și la televizor acel ordin prin care dumneavoastră ați fi fost demisă, dar pentru greșelile inspectorului școlar din județul Arad. Nu, acele precizări sunt în notificarea ce însoțea ordinul. Într-adevăr, pe 18 august, printr-un fax transmis la Inspectoratul Școlar Județean la ora 22, eu împreună cu alți 12 inspectori școlari generali am fost revocați din funcție, invocându-se neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. Dacă aveți acea notificare, ați văzut probabil că mi se impută netransmiterea stării învățământului pentru anul școlar 2015-2016 și transmiterea cu întârziere de o zi a unui raport de audit intern. Într-adevăr, acolo este invocat județul Arad și nu Ialomița. Bun, deci domnul ministru a confundat județele. Acum nu știu dacă le-a confundat sau a fost o eroare materială. Cert este că astfel de documente nu se fac așa peste noapte și cu astfel de greșeli, în condițiile în care nouă ni se spune de fiecare dată să nu facem greșeli. Deci tu mă revoși pe mine pentru netransmiterea la timp a două situații, iar tu pe acte oficiale faci astfel de greșeli. Veți ataca în instanță revocarea din funcție? Deja am făcut-o și eu și cei 12 colegi ai mei din țară. Bun, aveți ceva să vă reproșați în legătură cu activitatea pe care ați desfășurat-o? Absolut nimic, mai ales că în primăvară, în luna martie, am avut o inspecție tematică de la Corpul de Control. Domnii au stat 8 zile în Inspectoratul Școlar Județean, au verificat absolut toată activitatea inspectoratului și nu au găsit nimic greșit. Prin urmare, în acea notificare, nici măcar nu a fost invocat controlul Corpului de Control. Dovadă că nu a fost nimic în neregulă atunci. Nici măcar n-au mai așteptat să fim evaluați așa cum spune metodologia, după încheierea anului școlar. Da, deci pe 1 septembrie a început noul an școlar și noi de-abia acum, după ce am primit fișa de evaluare, raportul de autoevaluare însoțit de documente justificative, acum trebuia să fim evaluați. Bun, și trebuia în urma acestei evaluări să primiți și un calificativ, bănuiesc. Exact. Eu am trimis conform legii tot ce trebuie, aștept calificativul. Bănuiesc că, nu știu, probabil îmi vor da un alt calificativ ca să-și justifice revocarea anterioară, ceea ce este iarăși total ilegal. Faptul că nu v-ați îndeplinit contractul a fost singurul motiv de schimbare din funcție? Exact. Singurul motiv și nici măcar nu am fost înainte, eu știu, atenționați. Niciodată nu mi s-a făcut nicio observație în legătură cu activitatea mea din cei 2 ani și jumătate de când am luat concursul de inspector școlar general la ISJ Ialomița. Atenție, eu sunt venită în inspectorat în urma unui concurs dat la Ministerul Educației Naționale. Care are o valabilitate de 4 ani. 4 ani, exact. Contract de management pe 4 ani și nu poate ministerul peste noapte să ne revoce pentru că nu am transmis două situații la timp, dar nici măcar nu este adevărat. Ați văzut în notificare ce greșeli fac. Deci pentru ceea ce probabil a făcut județul Arad, m-a revocat pe mine și așa mai departe. Dumneavoastră, în momentul de față, vă continuați activitatea. Sunteți șeful Inspectoratului Județean. Astăzi este ultima zi în fruntea Inspectoratului, deși este sesiunea din a doua sesiune a examenului de bacalaureat și eu sunt președinta Comisiei Județene.
iar bacalaureatul se termină oficial pe 6 septembrie. Deci dacă domnul ministru ține cont de interesul suprem al copilului și al sistemului de învățământ, cum poate să lase o comisie județeană fără președinte în timpul desfășurării examenului? Bun, asta înseamnă că de mâine dumneavoastră nu o să mai fiți acolo. Cine vă înlocuiește, doamna Băcari? Nu știm. N-am primit ordinul de numire pentru cel care va veni începând de mâine, bănuiesc, sau de poimâine. Nu știm. Totul este secret. Dar nu aveți un înlocuitor? Mâine dumneavoastră nu o să mai fiți la muncă, bănuiesc, sau vă duceți? O să mă duc, bineînțeles, că nu îmi pasă de ce se întâmplă și în județ, îmi pasă de ce se întâmplă cu sistemul de învățământ al omițeanului. O să stau acolo până îmi vine înlocuitorul să-i predau. Deci eu mi-am îndeplinit atribuțiile de serviciu în toată această perioadă, așa cum le-am îndeplinit și până acum. Dar oficial dumneavoastră, mâine, dacă va trebui să semnați vreun act, nu aveți această putere? Sub nicio formă. De mâine nu mai pot semna niciun act oficial. Dar aveți restanțe în activitate, bănuiesc. De mâine, dacă nu puteți să semnați, anumite acte de care depindeau semnătura dumneavoastră rămân în aer. Probabil că da, pentru că eu m-am străduit până vineri, chiar am stat până târziu în inspectorat să semnez și decizii pentru personalul didactic care trebuie să meargă pe posturile vacante. Deci m-am străduit să las totul în regulă, să nu mi se reproșeze nimic de către colegii mei până în ultimul moment, pentru că alții se vede că nu apreciază. Doamna Băcari, acum intrăm pe terenul speculațiilor. Acest act oficial care v-a fost adus la cunoștință cu această greșeală, ziceți dumneavoastră, materială, o considerați așa un copy-paste la grup cu toți cei 13 inspectori care au fost demiși? Da, cred că da. Cred că da. Deși ministerul nu trebuie să greșească. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Băcari, pentru intervenția dumneavoastră și explicațiile aduse. Vom vedea și noi ce se va întâmpla cu această demitere. Continuăm știrile acum.